Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci. Dragi ascultători, am fost până acum martorii promisiunilor pe care Dumnezeu i le-a făcut lui Avram și ai momentului în care Dumnezeu schimbă numele lui Avram, tată nobil, în Avram, tatăl unei mulțimi. Este un nume care vine să confirme credincioșia lui Dumnezeu. Astăzi mergem mai departe pentru a vedea modul în care se concretizează aceste promisiuni. Suntem încă la capitolul 17 din Cartea Geneza și vom urmări mai departe viața lui Avram, acest mare om al credinței. Versetele 7 și 8 ale capitolului 17, punctul de la care continuăm lectura acestui capitol, sună astfel. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine. Ție și seminței tale după tine voi da țara în care locuiești acum ca străin, și anume îți voi da toată țara Canaanului în stăpânire veșnică și eu voi fi Dumnezeul lor. Dumnezeu face aici un nou legământ cu Avram. Dacă vă mai aduceți aminte, Dumnezeu a mai făcut un legământ cu Avram atunci când, conform obiceiurilor acelor vremuri, legământul a fost parafat prin acea jertfă pe care a adus-o Avram. Ceea ce avem noi aici nu reprezintă un nou legământ, unul care are date noi, ci este vorba de o noire a legământului existent. Ceea ce este demn de remarcat în acest punct este faptul că legământul pe care Dumnezeu îl încheie cu Avram este un legământ veșnic. Ce credeți? Dacă este un legământ veșnic, mai este el bun astăzi? Cu siguranță da. Este un legământ pe care Dumnezeu l-a respectat și pe care îl respectă și acum. Este vorba despre un legământ pe care Dumnezeu nu l-a încheiat numai cu Avram, ci și cu toți cei ce sunt urmași ai lui. Dacă vă mai aduceți aminte, spuneam că urmașii lui Avram sunt toți cei care se încred în Dumnezeu. De fapt, aceasta este cheia întregului legământ, încrederea. Este vorba aici despre încrederea pe care Avram a avut-o în Dumnezeu. De aceea Dumnezeu face promisiuni să-l binecuvânteze pe Avram. Dragul meu prieten, ceea ce te desparte de binecuvântarea lui Dumnezeu este încrederea în El. El a promis iertare, viața veșnică, viața abundentă pentru oricine se încrede în Domnul Iisus Hristos. În ceea ce privește legământul cu Avram, Dumnezeu îi promite acestuia nu numai o seminție numeroasă, dar și o țară care să fie moștenirea lor. Poporul evreu a fost de 3 ori în țara aceasta Canaanului pe care Dumnezeu le-a dat-o ca moștenire. Este țara lor, dar ei o moștenesc numai în anumite condiții. Mai întâi, Dumnezeu i-a trimis în țara Egiptului și au fost împrăștiați în acea țară. S-au dus acolo doar 70 de persoane, o familie, și au ajuns o națiune cu o populație de cel puțin 1,5 milioane. Apoi a venit captivitatea babiloniană care i-a scos din nou în afara țării. Cea de-a treia oară când au fost dispersați în această lume a fost în jurul anului 70 după Hristos, mai bine spus, după ce l-au respins pe Mesia. Acum se pare că evreii se întorc acasă, ceea ce înseamnă că a doua venire a Domnului nostru nu este foarte departe. Apare totuși aici un element care trebuie să marcheze într-un fel acest legământ pe care Dumnezeu îl inițiază cu Avram. Este vorba despre circumcizie. Dumnezeu a zis lui Avram, să păzești legământul meu tu și sămânța ta după tine din neam în neam.
Acesta este legământul meu pe care să-l păziți între mine și voi și sămânța ta după tine. Tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. Să vă tăiați împrejur în carnea prepuțului vostru și acesta să fie semnul legământului dintre mine și voi. Circumcizia este, dacă vreți, semnul, insigna legământului. Ei nu practicau circumcizia pentru a intra în legământ. Este asemenea cazului faptelor bune din viața credinciosului. Credinciosul nu face fapte bune pentru a fi mântuit, ci face fapte bune pentru că Dumnezeu l-a mântuit. Când tânăr fiind, am plecat de acasă, ceea ce m-a reținut departe de multe probleme a fost respectul pentru tatăl meu. De foarte multe ori îmi spuneam, pentru că sunt fiul tatălui meu, nu mă voi băga în această problemă. Aceasta era motivația mea. Eu nu deveneam fiul tatălui numai pentru că ascultam de el, ci pentru că eram fiul lui, ascultam de ceea ce îmi spusese el. La vârsta de 8 zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur neam după neam, fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin care nu face parte din neamul tău. Va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă cât și cel cumpărat cu bani și astfel legământul meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veșnic. Citim în versetele 12 și 13. Detaliile pe care le primim aici, prin cuvântul lui Dumnezeu, sunt semnificative. Atunci când s-a născut Domnul Iisus, el a fost identificat ca fiul al lui Avram prin circumcizia de care a avut parte în cea de-a 8-a zi. Este interesant cât de meticulos este redată nașterea Domnului Iisus, pentru că niciun detaliu nu este trecut cu vederea. Din nou, circumcizia nu condiționa legământul, era doar semnul lui, așa cum era curcubeul pentru legământul încheiat între Dumnezeu și Noe. Acum, sunt mulți credincioși care cred că dacă frecventează o biserică sau sunt botezați, sunt mântuiți. Mie mi se pare că aceasta seamănă cu acea zicală a pune căruța înaintea cailor. Biserica, respectiv botezul, sunt doar semne care indică mântuirea ta. Cred că este important să înțelegem aceste lucruri. Un alt aspect demn de notat aici este durata legământului. Biblia spune cât se poate de clar că este vorba de un legământ veșnic. Cu alte cuvinte, nimic și nimeni nu poate distruge acest legământ. Chiar și atunci când nu au ascultat de Dumnezeu, au fost duși în robie, au fost exilați din țara lor, dar n-au fost înlocuiți cu altcineva. Vedeți, este uimitor cum descoperim în Dumnezeu toate calitățile unui tată, calități care în Dumnezeu se găsesc în modul absolut. Chiar această consecvență în ceea ce privește legământul demonstrează că avem de-a face cu un tată iubitor. Câți dintre părinți, atunci când copiii sunt neascultători, cum se întâmplă adesea, își dezmoștenesc, își reneagă copiii? Desigur, mai sunt și cazuri rare, dar nu normale. Chiar dacă aplici o corecție copilului în cele din urmă, îl ierți, pentru că tot părintele lui rămâi. La fel a procedat și Dumnezeu cu poporul evreu. Chiar dacă au fost pedepsiți, ei continuă să beneficieze de acest legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat cu ei. În ciuda deselor neascultări, Dumnezeu nu încalcă legământul pe care l-a încheiat cu poporul lui. Să mergem dar mai departe, pentru că vom vedea că nu doar Avram are parte de un nume schimbat și de o promisiune, ci și Sarai. Am auzit adesea acuzații la adresa lui Dumnezeu spunându-se că el este misogin. Iată că avem aici o dovadă care infirmă cu totul această poziție. Dumnezeu are aceeași dragoste și considerație atât față de bărbați cât și de femei. Dumnezeu a zis lui Avram să nu mai chemi Sarai pe nevastă ta Sarai, ci numele ei să fie Sara. Eu o voi binecuvânta și îți voi da un fiu din ea. Da, o voi binecuvânta și ea va fi mama unor neamuri întregi. Chiar împărați de noroade vor ieși din ea. Numele Sarai, așa cum fusese înainte, este de acum schimbat în Sara. Dacă Avram este tatăl unei națiuni, atunci ea este mama acelei națiuni. Care este reacția lui Avram? Cam aceeași pe care a avut-o și Sara când a auzit promisiunea trimisului Domnului. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și a râs, căci a zis în inima lui, să-i se mai nască oare un fiu unui bărbat de 100 de ani? Și să mai nască oare Sara la 90 de ani?
Avram râde când aude această repetare a promisiunii pe care o face Dumnezeu. Totuși, nu cred că a fost un râs al neîncrederii, ci, dimpotrivă, mai degrabă unul de bucurie. Acea bucurie, acea anticipare a unui eveniment pe care l-ai așteptat toată viața și care acum este atât de aproape de tine. Este foarte adevărat că ceea ce promite Dumnezeu aici este neobișnuit. Trebuie să înțelegeți că, în ciuda faimei de care se bucură Avram și Sara, ei nu sunt eroi de bazm unde totul este posibil. Istoria lor nu este un roman science fiction. Ei sunt oameni obișnuiți și niciun om obișnuit nu aduce pe lume un copil la vârsta pe care o aveau ei. Nimeni, dacă Dumnezeu nu intervine. Iar în cazul lui Avram și Sara, Dumnezeu a intervenit. Vă aduceți aminte cum descrie Apostolul Pavel aceste lucruri? Citiți, vă rog, pasajul din Epistola către Romani, capitolul 4, începând cu versetul 17. Aici Pavel spune: Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese: Așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredințat că el, cel ce făgăduiește, poate să-și împlinească. De aceea, credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. După cum vedeți, credința lui Avram este una foarte mare, în ciuda greșelilor pe care le-a făcut, dar prin care s-a format și a ajuns așa cum îl descoperim noi acum. Avram este om. Cu atâtea calități, rămâne totuși un om. Pentru că un gând străbate mintea lui Avram. Ascultați! Și Avram a zis lui Dumnezeu: Să trăiască Ismael înaintea ta. Avram spune, cu alte cuvinte: Doamne, dar acest micuț care a crescut în casa mea, ce se va întâmpla cu el? Nu e mai bine să-l binecuvântez pe el? Vedeți, și Avram are o inimă de tată. Nu este indiferent ce se va întâmpla cu Ismael. Dar este și un om practic, așa cum spuneam. Ismael era deja acolo. O binecuvântare a lui Ismael l-ar fi mulțumit. O, de câte ori nu ne mulțumim noi cu binecuvântări mai mici, când Dumnezeu vrea să ne dea unele foarte mari. Eu cred că Avram s-a gândit mereu la greșeala pe care a făcut-o atunci când a avut acest copil cu Agar. Cred că a fost un păcat care nu i-a dat numai lui bătaie de cap, dar și altora. De aceea nu cred că trebuie să ne lăsăm înșelați și să spunem că un mic păcat nu contează. Eu cred că contează foarte mult. Pavel le scria galatenilor și le spunea următoarele cuvinte: Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Deci nici măcar ceva asemănător, ci exact ceea ce seamănă. Este o lege naturală. Nu poți semăna porumb și să aștepți să crească grâu. Nu poți să seameni păcate și să aștepți să crească binecuvântări. Iar această lege este valabilă și pentru Avram și, cu siguranță, este valabilă și pentru noi. Dumnezeu a zis: Cu adevărat, nevastă-ta Sara îți va naște un fiu și vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el ca un legământ veșnic pentru sămânța lui după el. Dar și cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta. Îl voi face să crească și îl voi înmulți nespus de mult. 12 voievoz va naște și voi face din el un neam mare. Acesta este răspunsul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune: Avrame, nu pot să accept un asemenea lucru. Nu pot pentru că tu ai făcut o greșeală, eu să schimb planurile pe care le-am făcut. Însă și în ceea ce îl privește pe Ismael te voi asculta. După mine, avem în față o nouă dovadă a iubirii și a înțelegerii lui Dumnezeu. El nu-l face vinovat pe Ismael de tot ceea ce s-a întâmplat, ci promite mari binecuvântări. Atunci însă când este vorba despre legământ, Dumnezeu vorbește deja despre Isaac. Vedeți cum stau lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu? Cred că Avram ar fi trebuit să fie mult mai atent la ceea ce spune Dumnezeu. De ce?
Pentru că, observați, nu spune numai data la care se va naște fiul lui Avram și al Sarei, dar și numele pe care îl va avea. Mare este Dumnezeu și mare este dragostea lui pentru noi oameni. El vorbește despre Isaac ca și când s-ar fi născut. Aceasta deoarece pentru Dumnezeu nu există ani, lunile, zilele, orele, așa cum sunt pentru noi. Chiar dacă pentru Avram au trecut ani de zile până s-a născut Isaac, pentru Dumnezeu el era deja născut încă de când l-a promis lui Avram. Dar aici se încheie dialogul pe care Dumnezeu l-are cu Avram. Când a isprăvit de vorbit cu el, Dumnezeu s-a înălțat de la Avram. Este punctul pe care Dumnezeu îl pune acestei discuții cu Avram. Cu alte cuvinte, hotărârea lui este luată. Nu mai este nevoie de alte cuvinte. Poate că trebuie să învățăm și noi o lecție de aici. Și anume că Dumnezeu refuză să dea rezolvarea dorită de noi în anumite probleme. De multe ori avem senzația că Dumnezeu aprobe orice cerere pe care o facem noi. Nu cred că este așa. El a refuzat pe Avram și sunt sigur că atunci când este cazul, el mă refuză și pe mine și te refuză și pe tine, dragul meu prieten. Și aceasta nu pentru că lui face plăcere să ne supere, ci pentru că știe ce este mai bun pentru noi. Atunci când ne refuză ceva, poate că și noi ar trebui să înțelegem, să nu mai insistăm. Acesta este motivul pentru care sunt destul de grijuliu când cer oamenilor să se roage pentru anumite lucruri, fie că este vorba de problemele mele sau ale altora. Înainte de orice, vreau să mă asigur că Dumnezeu a avut și posibilitatea să spună care este voia Lui, iar dacă El a spus nu, poate că nu mai este cazul ca eu să insist. Să vedem însă ce a făcut Avram mai departe. Avram a luat pe fiul său Ismael, pe toți cei ce se născuseră în casa lui și pe toți robii cumpărați cu bani, adică pe toți cei de parte bărbătească dintre oamenii din casa lui Avram, și le-a tăiat împrejur carnea prepuțului chiar în ziua aceea, după porunca pe care i-o dăduse Dumnezeu. Avram era în vârstă de 99 de ani când a fost tăiat împrejur în carnea prepuțului său. Fiul său Ismael era în vârstă de 13 ani când a fost tăiat împrejur în carnea prepuțului său. Avram și fiul său Ismael au fost tăiați împrejur chiar în ziua aceea. Și toți oamenii din casa lui, robi născuți în casa lui sau cumpărați cu bani de la străini, au fost tăiați împrejur împreună cu el. Iată un Avram ascultător. Nu știu, dragi ascultători, cum priviți voi viața lui Avram. Dar eu, pe măsură ce înaintăm cu studiul nostru, trebuie să recunosc că îmi face din ce în ce mai multă plăcere să privesc la el. Chiar și în această situație, el nu face pe supăratul, pentru că Dumnezeu nu i-a răspuns după așteptările sale. El face imediat ce i-a spus Dumnezeu, fără niciun comentariu. Un alt lucru pe care trebuie să-l observăm aici este și că Ismael este inclus în acest legământ. Și el este circumcis împreună cu toți ceilalți. Mie mi se pare foarte normal, pentru că și lui este promisă o mare binecuvântare. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre Ismael aici, pentru că el este mereu trecut cu vederea de către comentator, deși are un rol destul de important în viața poporului evreu. Așa cum știm, el este fiul lui Agar, roaba egipteancă. Deși crește în casa lui Avram până la vârsta de 16 ani, în cele din urmă este îndepărtat de Isaac. De la această vârstă crește în deșertul Paran și își câștigă faima unui arcaș foarte bun. Se căsătorește cu o femeie egipteană, devenind tată la 12 prinți și o fată pe nume Mahalat, care se căsătorește mai târziu cu Esau, unul din fiii lui Isaac. Ismael, așa cum Dumnezeu a promis în ceea ce îl privea, a devenit și el tatăl unei mari națiuni. Ismaeliții sunt urmașii lui și, la fel ca evrei, sunt și ei împărțiți în 12 triburi. Ei sunt caracterizați mai ales prin faptul că au fost, în general, popoare nomade, războinice. În Vechiul Testament, termenul este folosit mai ales pentru a se referi la comercianții arabi care erau foarte numeroși. În zilele moderne, ei sunt foarte numeroși. Mohamed, părintele fondator al religiei musulmane, susținea că este descendent al lui Ismael. Marea majoritate a acestor popoare sunt adeptele acestei religii. Astăzi sunt de notorietate conflictele dintre evrei și anumite popoare musulmane. Eu nu văd în ele decât rezultatul neascultării omului. Poate că, luându-o pe firul istoriei înapoi,
ajungem tocmai la neascultarea lui Avram. Așadar, dragi prieteni, vedeți, nu știm niciodată consecințele neascultării noastre. Nu știm niciodată unde va ajunge această neascultare, care vor fi consecințele ei nu numai în ceea ce ne privește, dar și în ceea ce implică alte persoane. Nu vreau să spun prin aceasta că într-un fel sau altul ajungem să fim victimele greșelilor altora, pentru că în cele din urmă fiecare este responsabil pentru sine. Dar este, cred eu, important să fim mult mai atenți la alegerile pe care le facem. Ele nu ne afectează numai pe noi, ci pot să afecteze copiii noștri, familia, prietenii și chiar viața veșnică. Încheiem aici, dragi prieteni, acest capitol cu numărul 17. Un capitol foarte important pentru lecțiile deosebite pe care le avem cu privire la puterea, iubirea, credincioșia lui Dumnezeu. Este, de asemenea, un capitol în care avem de-a face cu alegerile lui Avram, alegeri care aduc schimbări importante în viața lui și a urmașilor săi. Dragul meu prieten, consider că este un bun moment să reflectezi la dragostea pe care Dumnezeu o are și pentru tine. Dragoste care nu este prin nimic mai mică decât a fost pentru Avram. Ai văzut în ce măsură alegerile lui Avram au influențat nu doar viața lui, ci chiar istoria acestei lumi. Alegerea pe care tu o faci poate influența nu numai viața ta, de acum și cea din veșnicie, dar și pe cea a familiei tale. La fel, pentru acum și pentru veșnicie. Așa cum Dumnezeu a încheiat un legământ cu Avram, sunt sigur că dorește să încheie un legământ și cu tine. Care este alegerea ta? Dacă ai făcut deja acest legământ, poate este momentul să reconsideri implicarea ta în acest legământ. Sunt sigur că pentru fiecare dintre noi este mereu loc de mai mult în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Fie ca harul și binecuvântarea Lui să rămână cu noi toți. Cine mi-a adus lumina mântuirii minunată și mi-a îmbogățit viața cu comod nemăsurată. Cine crește în mine zilnic focul dragostei divine, cine necurmat mă suie de la bine spre mai bine. Numai Tu, numai Tu, numai Tu, Iisuse, Doamne. Cine-mi dă tărie în lupta, prea curată a credinței? Cine mi-a sădit în suflet prietenia cu toți Iisuse, Doamne, numai Tu.
tine mi-a găsit eterna. Patrie prea fericită, unde nu-s dureri, nici lupte, nici iubire mărginită. Numai tu, numai tu, numai tu, Iisuse, Doamne, cine-n viacuri fără număr, cu cântări în sărbătoare, o să poartea mea ființă dintr-un soare în alt soare. Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.